Prezența spațiului verde a devenit o obligație pentru mulți dintre românii care doresc să aibă un trai decent, care doresc să aibă un aer curat. Numeroase orașe din România nu respectă norma de 26 de metri pătrați impusă de Uniunea Europeană, aceasta fiind chiar mai mică decât cea propusă de Organizația Mondială a Sănătății de 50 de metri pătrați pe cap de locuitor. Alte capitale europene, precum Stockholm sau Londra, dețineau conform statisticii 83, respectiv 64 de metri pătrați pe cap de locuitor. Brașov este orașul din țară cu cei mai puțini metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor. La capătul opus se situează Zlobozia cu peste 40 de metri pătrați de spațiu verde la fiecare locuitor. Potrivit legii 135 publicată în monitorul oficial pe 16 octombrie 2014 legea 24 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților se modifică astfel. Terenurile înscrise în Cartea Funciară ca fiind în categoria curți construcții, terenuri ce se află în proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi în sensul legii decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislației în domeniu. Cu alte cuvinte, spațiile verzi, proprietatea privată înscrise în cartea funciară în categoria curți construcții nu vor putea fi inventariate sau declarate ca spații verzi. Or, în această categorie sunt înscrise majoritatea spațiilor verzi dintre blocuri, părculețe amenajate în cartierele de locuit, scoaruri și chiar bucăți de parc, toate retrocedate în ultimii 17 ani. Sunt Silviu Calotă și noua statistică trebuie făcută în metri cubi de beton pe cap de locuitor.